Attack. Salutare și bun venit la Art Attack, unde urmează să înveți că nu este nevoie să fii artist genial ca să fii și tu genial la artă. Azi avem de făcut niște lucruri absolut fantastice. Ia fi atent! Folosește lut ca să faci o delicioasă pizza puzzle. Vezi ce experiment a pregătit astăzi Alex? Învață să faci opere de artă folosind o periuță de dinți? Află cum faci o căpșună înspăimântătoare ca să-ți aperi planta? Și fii atent! Cocotierul Vincent ne va însoți și astăzi de pe insula lui tropicală. Ceva miroase bine de tot. E cu brânză. Are și aluat. Începe să mi se facă puțin foame. Miroasea. O pizza! Nu crezi că pare delicioasă? Chiar că pare numai bună de mâncat. Este o pizza a la Art Attack. Dacă nu-ți plac ardeii, poți să-i schimbi cu niște roșii. Și poți să schimbi ciuperca cu o măslină. Pizza puzzle ca aceasta este foarte ușor de făcut. În loc să folosești aluat din cocă, îți trebuie doar niște lut care urmează să se usuce. O să ai nevoie și de un făcăleț. Bine, hai să începem! Mai întâi, facem farfuria pentru pizza. Pune o hârtie pe masă, pentru ca lutul să nu se lipească, și apoi întinde cu făcălețul bucata de lut. Întinde-o până obții o suprafață plată. Ai grijă să nu fie prea subțire. Se poate crăpa când se usucă lutul. Acum o să decupezi un cerc mai mare din acest lut. Deci, ce-ar fi să faci un compas a la Art Attack? Pune o fâșie de carton pe lut și ține un capăt în mijlocul lutului, găurindu-l cu grijă cu un creion. Găurește cu un alt creion celălalt capăt al fâșiei, în timp ce îl miști pe celălalt de jur împrejur în lut ca să obții un cerc. S-ar putea să ai nevoie de ceva ajutor. Folosește un băț de înghețată ca să decupezi cercul. Apoi ia cu grijă lutul de pe margine ca să rămână doar cercul. Lasă-l deoparte și mai pune o hârtie pe masă. Ia bucățile de lut rămase de pe margine și fă din ele o minge. Întinde-o cu un făcăleț până când ajunge să fie plată. Folosește o riglă și bățul de înghețată ca să tai niște fâșii lungi din lut. Din nou, cere ajutor dacă ai nevoie. Separă fâșiile din lut ca să nu se lipească între ele. Pune niște bucățele de lut într-un bol cu apă și amestecă până obții un lichid maroniu, un fel de lipici de lut. Dă cu acest lichid pe marginea cercului din lut. Apoi, pune deasupra fâșiile din lut ca să faci marginile farfuriei. Folosește mult lichid pentru ca fâșiile să se lipească bine. După ce lipești fâșiile pe toată marginea, netezește cu bățul de înghețată găurile sau crăpăturile din lut. Apoi, netezește totul cu degetele. Fantastic, farfuria este gata! Deci, acum putem să facem pizza! Iar pizza noastră trebuie să fie mică pentru a încăpea la fix în farfuria de aici. Pentru asta, ai nevoie de compasul de mai devreme. Ia fâșia de carton și pune-o pe farfurie, astfel încât o gaură să fie la mijloc. Acum fă cu grijă încă o gaură înăuntrul marginii farfuriei. Ce urmează? Fii atent! Mai întinde bine încă o minge din lut. Apoi folosește compasul ca să mai desenezi un alt cerc. Taie pizza în 6 bucăți, folosind rigla și bățul de înghețată. Așa. Apasă cu grijă în lut
capace din plastic de mărimi diferite, acolo unde vor fi ingredientele. Dar nu apăsa până jos. Apoi ia o lingură și îndepărtează cu grijă o parte din lut. Netezește interiorul cu degetele, mai întinde niște lut și decupează cu capacele cercuri pentru ingrediente. Ridică-le cu bățul de înghețată și netezește marginile cu degetele. Poți să faci cât de multe cercuri vrei tu. Tu hotărăști. Arată super. Apoi lasă tot ce ai făcut din lut să se usuce ca bucățile de aici. Verifică dacă pizza încape în farfurie. Și ingredientele în găurile lor. Uite așa. Acum poți să pictezi totul. Farfuria, pizza și ingredientele. Pictează farfuria cu albastru, ca aceasta, sau cu ce culoare vrei tu. Apoi desenează detaliile pe celelalte bucăți, înainte să le pictezi. Pictează crusta cu un maro deschis și apoi roșu pentru sosul de roșii. Folosește galben pentru brânza topită, iar după ce se usucă, poți să faci niște puncte verzi pentru condimente. Apoi, fă conturul culorilor cu negru, doar dacă vrei. Iar acum, ingredientele. Poți să faci desene pe ele. Ardei, șuncă, măsline sau ciuperci. Și apoi, pictează-le cu grijă. Și după ce ai terminat de pictat, poți să faci conturul cu negru dacă vrei. Așa. Ai terminat? După ce le-ai pictat și s-a uscat, hai să facem un puzzle. Pune niște roșii, ardei, niște ciuperci și măsline. Fantastic! Și închipuieți, nici n-a fost nevoie să le coci. Și dacă te uiți la măslina asta, vezi punctul roșu? Are o bucată de gogoșar înăuntru. Și ardeiul pare foarte adevărat cu punctele acestea albe. Ți se cam face foame, nu-i așa? Și iată propria ta pizza puzzle și poți să o comanzi așa cum vrei tu. Perfect, nu? Dar acum mă gândesc la ceva dulce. Hm? Ce zici de o prăjiturică plină cu bomboane și căpșuni? Poți să faci o prăjitură la fel cum ai făcut și pizza, dar pictează-o să arate ca un desert. Dar stai puțin, mai am încă o surpriză. Ta-da! Și iată un tort aniversar, are chiar și frișcă și lumânări ca unul adevărat. Foarte drăguț, nu-i așa? E rândul tău să arăți ce bucătar priceput ești. Haide, fii inventiv! Salutare, copilași! Sunt eu, cocotierul Vincent. Sunt pregătit să vă gătesc o minunată pizza. Ca să faci farfuria de pizza, întinde cu un făcăleț o minge din lut, potrivit de subțire. Apoi desenează un cerc mare în lut, uite așa. Folosește un băț de înghețată ca să-l tai pe margine și ia lutul care rămâne. Apoi fă niște fâșii subțiri din lut și lipește-le pe marginea farfuriei cu un amestec de apă și lut, apăsându-le tare și cu grijă. Acum că farfuria este gata, urmează pizza! Mai întinde niște lut și fă un cerc mai mic, în același fel ca mai înainte. Taie pizza în 6 bucăți. Apoi marchează cu niște capace din plastic unde vrei să fie ingredientele și îndepărtează cu grijă puțin lut pentru fiecare. Decupează cu aceleași capace bucățile de lut pentru ingrediente. Lasă totul la uscat și vezi dacă bucățile puzzle-ului se potrivesc. Apoi desenează modelul pizzei și pictează totul cu ce culori vrei tu. Albastru pentru farfurie, roșu merge foarte bine pentru sosul de roșii și fă și niște puncte verzi pentru condimente.
Și după ce se usucă, poți să faci contururile cu negru. Ce gustos! Iubesc pizza cu brânză și ciuperci! Ah, și pe cea cu măsline și salam, și cu șuncă și ananas! Oh, și 4 formaji cu mult parmezan și foarte iute! Mi-e foame deja! Treci la acțiune și creează o pizza puzzle la Art Attack! Art Attack!